intrarea României în spațiul Schengen, da. Doamne, ce bine, o să trăim veșnic. Românii nu s-au speriat de sfârșitul lumii, deoarece cei patru cavaleri ai apocalipsei au trecut de mult pe la noi. Cavaleri? Wow, interesant! Și sunt amabili cavalerii, nu? Aduc flori, sărută mâna, nu? Nu, o smulg. Deci primul cavaler al războiului cu prețul la benzină ne-a terminat de mult. Cavalerul Ciumei e travestit acolo în stafilococul auriu din spitale. Cavalerul Foametei, uitați-vă cât au ajuns cartofii. Și cavalerul Morții e pomenit foarte des în traficul din capitală. Nu știu dacă ați observat. Hello. Hai să mai bine să-l vedem pe supraviețuitorul cataclismului planetar. Asta am uitat să vă zic ceva. Deci cavalerii aveau și aghiotanți. Da? Unii erau mai micuți de statură cu câte o coasă în mână. Și cu ochelari. Mai 2011, lumea a dispărut de pe planeta Pământ. Un dezastru incredibil a devastat Terra. Un singur om a supraviețuit după ce rasa umană a fost rasă de pe fața Pământului. Acesta este Gogâie. Mă, ce mă doare capul. Ce dezastru, frate. Mamă, ce dezastru. Păi asta e sfârșitul, băi, frate. Dar asta chiar e sfârșitul. Unde ar fi restul oamenilor, mă, mâncați? Ia uite, băi, frate! Am fost dragi după fața Pământului. Ba. Ia uite, sfârșitul lumii, 21 mai 2011, ora 18. Ia uite, băi, mi-a stat ceasul și n-am prins sfârșitul lumii în direct. Ia uite, bă, băiete, bă. Ce să fac acum? Sărut mâna, băierule! N-ai și niște fer vechi? Extraordinar! Tu n-ai dispărut, mă? Păi cine, eu? La ce crezi că o să scap vreodată de mine? La cum merge politica demografică în țara asta, cred că noi o să scăpăm de voi. Mă duc să repopulez planeta. Ce bine că sunt și alți supraviețuitori. Ia uite un gândăcel! Aha! Încă unul! Dom'le, dar ai supraviețuit sfârșitului lumii? Eu, da, domnul, dar gândăcelul ăla săracul n-am mai apucat. Del, domnule, iartă-mă de gândăcel, că ăsta nu plătește impozite. De la FIS sunt, da? Uite, aici o înștiințare de plată, te prinzi matale la ghișeul de la administrația fiscală. Plată? Ce plată? Păi nu ți-ai achitat toate taxele până la sfârșitul lumii. Și de azi îți percepem 5% majorare. Hai, la revedere! Ce bine îmi pare că sunt oameni așa ca mine în viață. Să rămână, mamaie! Ia uite, bețivanul satului, umbli teleleu în loc să te duci la muncă, bețivanule! Mamaie, dar matale trăiești? Uite, da, trăiești, dar ce-ai fi vrut să mor? Au să nu care cumva să te gândești să mă violez, că acum sunt la 112, nenorocitule, care ești tu nenorocit. Mamaie, dar eu n-am vrut să... Adică ce? Adică eu n-arat bine, sunt urâtă? Mă, tu știi ce frumoasă am fost eu? Eu am fost Miss Afumați în 1952. Hai, treci la treabă, numai ăsta. Băi, mamaie, deci eu am supraviețuit dezastrului. Auzi, tu mă violezi sau mă ții de vorbă? Lasă-o încolo de aici, impotentule. Dacă nu-ți convine, mute-te de aici că poate vine altul. Băi, mamaie, dar poate nu mai e altul pe pământ, bre. Eu ce să zic, unde era Adam specialul? Auzi, știi că eu am îngropat până acum 3 bărbați și de fiecare dată s-a mai găsit încă unul să vină să mă ia de nevastă. Hai, vină la baba, vină la baba. De ce, mamaie? Păi cum de ce? Ca să propulăm pământul. Nu așa e cel mai bine? Hai, lasă-mă. Bre, mamaie, dar matale mai poți să faci copii? Păi nu mai pot, dar eu zic să păstrăm obiceiul ăsta, că tare e bun. Hai, vină la baba. Nu! Păi da, bă, da, vină la baba. Asta chiar e sfârșitul pământului. Lasă-mă pe mine, bă, mamaie, lasă-mă. Deci supraviețuitorii planetei se trag din Gogâie? Da, și care e problema, domnul Șerban? Care e problema? Că și matale ești un supraviețuitor ca și mine. Dar tu supraviețuiești băuturii, băi, Gogâie. Dar tu nu o să supraviețuiești acestei luni. De-aia vă și spune cărăbuși de mai. Zboară, băi, puiule, zboară, vă pui.